Bună, iubițelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă. Iubițelor, astăzi o să fie un haul cu de toate. Am adunat deja câteva lucrușoare foarte, foarte, foarte drăguțe și cred că e momentul să facem haul-ul. Bun. Și uite, o să începem cu primul element, care e o geantă de plajă. Nu e cumpărată de la Jumbo, de asta nici nu a făcut parte din acel haul de la Jumbo. Nu pentru că nu ar fi fost genții acolo de plajă sau altceva, sunt și pe mărimi e foarte, foarte simpatic, dar sunt un pic așa mai clasice, știi? Și eu voiam ceva mai, nu neapărat fisticiu, dar voiam ceva vesel. Și uite, am luat geanta aceasta pe care scrie Summer și e cu flamingo, roz, scrie Summer cu negru. Pe partea cealaltă iarăși e toată cu flamingo. Nu m-am uitat exact unde e produsă, dar presupun că e făcută în China. Oricum, eu am cumpărat-o și ea se integra foarte bine și la un... Să văd dacă îmi iese, o să fac și un... haul, un nou haul cu cu produse luate de prin de la magazinele de cartier. Așa. Deci e cumpărată de la un magazin de cartier și efectiv m-a atras foarte mult prin designul ei. Și uite, este amplă, are o bază foarte frumoasă, lateralele la fel, se închide cu fermoar, e foarte drăguță și e veselă așa, nu știu, adică chiar voiam o geantă de plajă, nu ceva care să, nu ceva versatil. Fermoarul este lung, înăuntru are iarăși o căptușeală foarte drăguță și se asortează în felul ei, dar tot așa în ideea de vară, de fisticiu, e cu un galben pal foarte, foarte frumos. Și în plus, ce credeți că are? Are și un portofelaș. Și e chiar foarte potrivit, pentru că dacă, de exemplu, un geantă nu mai ai nimic, știi, de valoare, bănuții sau ceva, un card, le îi ții aici în portofelașul acesta și, de exemplu, dacă ești la plajă și vrei să faci câteva pași până la un magazin tot de acolo, din incintă, să-ți cumperi ceva, nu știu, un suc, o apă minerală, o bere cu alcool, fără alcool, cum preferă fiecare, deși la plajă v-aș recomanda, deci când sunteți efectiv la plajă, eu v-aș recomanda mai degrabă fără alcool și după ce terminați cu plaja și vă duceți acasă și puneți masa și așa, atunci puteți să luați și ceva cu alcool, nu știu, părerea mea. Dar, în fine, fiecare și le știe pe ale lui. Și uite ce frumos e portofelașul acesta. Îl strecori așa pe mână și uite ce simpatic. Te duci frumos, ți-ai cumpărat ce vrei, ce ai nevoie și te-ai întors la pătura ta de plajă, da? Mă rog, cearșaful tău de plajă. Și e în aceeași idee, numai că de data asta e și pe parte și pe cealaltă. Nu e la fel ca geanta, deci are același imprimeu cu Summer și pe parte și pe cealaltă, cu fermoar, ia uite ce drăguț, și pe interior nu mai face contrastul acela, ci are un, stai să vedem, da, are o căptușeală cumva lipită, nu știu, mă rog, altfel, e făcută, cred că e ceva materialul tratat și aderă deodată, probabil că e o inserție din aceea cu adeziv și a fost la presă lipită direct de material. Dar foarte, foarte drăguț. Sau poate nu, poate așa e materialul și acolo în plus avea, da, cine știe, în plus poate avea acea căptușeală. În fine, în ziua de azi, nu știu, totul a progresat atât de mult și sunt atât de multe lucruri și se inventează atât de multe lucruri încât, da, nu mai, n-are sens să-ți mai bați capul. Deci, uite ce simpatic și, da, vă mărturisesc sincer că așa are și un buzunăraș interior acesta, foarte, foarte drăguț și chiar am preferat să iau geanta aceasta. Eu bănuiesc că e făcută în China, uite, nu știu, dacă era vreo etichetă, am scăpat de ea, am aruncat, ba nu, uite că avem aici,
dar nu știu dacă o să... Ba, da, am dreptate. Deci e 100% poliester și e făcută în China. Super. Și erau tot felul de imprimeuri. Deci nu numai aceasta, tot felul de imprimeuri. Așadar, chiar vă sfătuiesc dacă aveți fie magazine chinezești în oraș, fie alte magazine de cartier care se aprovizionează, mai mergeți și mai vedeți care e treaba, pentru că aveți surpriza să găsiți lucruri foarte, foarte frumoase și nu mai știu cât a fost, 30 și 38. Da, a fost 38 de lei. Așadar, da, nu am cumpărat nici cu 5 lei, nici cu 15 lei, dar 38 de lei, nu. Nu cred că e o sumă din aceasta, nu știu, îngrozitor de mare. Și geanta e super tare. Bun, aceasta cu geanta de plajă. Să mergem în continuare. Iubițelelor au început reducerile peste tot și am zis că hai să mai profit și eu de aceste reduceri și am cumpărat de la Mojito o rochiță, bine, evident, la reducere, așa, și am găsit mărimea mea, chiar nu, chiar îmi place că, știi, reducerile acestea sunt, se fac și găsești și mărimile care îți trebuie. Și uite cum arată rochița. Acesta e spatele, așadar aici la ceafă aveți închiderea aceasta și o puteți regla voi cum vreți să fie. Cu cât e mai strâns, ca să zic așa, dar nu exagerați și voi, cred că aceasta ar trebui să fie cea mai mică dimensiune, veți avea un decolteu fără probleme, în sensul că suficient de adânc, va fi suficient de adânc, dar și suficient de, adică nu că suficient, decent, la modul că să nu se desfacă cele două părți și să rămâneți cu sutienul în aer. Și aceasta e partea din față și prin prinderea aceasta mai strânsă, cam așa la dimensiunea aceasta, se ajustează decolteul și el și stă foarte, foarte frumos. Chiar mă bucur că cei de la Mojito au făcut lucrul acesta. Aici cele două părți sunt prinse frumos, astfel încât să nu ți zboare sau să nu trebuiască tot timpul să stai cu o mână, știi, să mai tragi ca să nu-ți zboare de la vânt sau altceva. Na, când te miști, te întorci într-o parte în alta, știți voi mai bine. Foarte, foarte. Și imprimeul foarte frumos. Absolut superb. Mâneca iarăși îmi place că e făcută foarte, foarte drăguț. În partea aceasta de sus e creponată, după care curge materialul ca atare și are și un mic volan aici la final. Da, e cu mânecă lungă, dar nu e absolut nicio problemă pentru că putem trage mâneca, ea fiind aici cu elastic, o putem trage și o facem 3 sferturi sau dacă, mă rog, trebuie văzut și cum se aranjează un pic, putem să tragem până la nivelul cotului, poate un pic mai sus și lăsăm restul să se prăvălească așa pe lungimea mâinii și sigur va ajunge pe undeva pe aici, deci nu știu, depinde. Așadar, ne putem juca cu lungimile acestea, nu e ceva bătut în cuie. Bun, așadar, se prinde, în talie avem un cordon, talia e fixă, ca să zic așa, nu e pe elastic, și aici, la spate, avem cordonul, iar închiderea se face în față. Sigur că dacă preferați, voi puteți muta cordonașul și închiderea, dacă vreți voi, se poate face la spate. Cum preferați. Iar poalele, ea e mini, de, nu e midi, că midi ar însemna jumătate, da, mă rog, în fine. Depinde și de înălțimea persoanei respective, dar e mini, însă e un mini din acesta frumos, adică nu mini jumătatea pulpei, știi, adică o palmă mai jos de... Da. Deci, linia genunchiului o urmărește foarte ușor și e absolut superbă. Are, uite, are pe toată... Stai că s-a ascuns. Așa, are căptușeală pe toată lungimea și uite, așa arată căptușeala.
și la culoare absolut superbă. Așa. Și uite cum arată. Deci din talie e creponată, după care materialul își dă drumul și e lăsat așa lejer cu o închidere cutiv simplu. Foarte frumoasă și chiar îmi place și imprimeul, e absolut superb. Mai era un model, mai era pe roz. Am să văd, nu știu, poate am să cumpăr și pe roz, poate nu. Da, am... Depinde, nu știu, dacă or mai fi, pentru că, na, fiind produse la reducere, e posibil să se vândă sau să nu mai găsesc mărimea mea sau, mă rog, lucruri de genul acesta. Dar foarte, foarte frumoasă rochița, deci de la Mojito. Așa. Ce-am mai cumpărat? Am cumpărat de pe Modivo, voiam o pereche de ochelari de soare bărbătești și, sau mai bine zis, pentru bărbați. Și am intrat un pic pe site-uri să vedem ce găsesc, ce este. Și am găsit ceva foarte drăguț la Modivo. Tot așa în ideea de a, cum să spun eu, de a profita un pic, de a beneficia de reducerile care se fac. Și am găsit o pereche de ochelari bărbătești foarte frumoși de la Vans. Vans este o firmă americană din California și e renumită pe plan mondial. Toată lumea a auzit și știe de firma aceasta Vans, chiar dacă nu neapărat ți-ai cumpărat ceva de acolo, dar e cunoscută, toată lumea știe de firma aceasta. O firmă foarte, foarte drăguță, cu produse sport și pentru femei și pentru bărbați, lucruri deosebite, extraordinar de frumoase. Și aceasta este un model pentru bărbați, dar e un model unisex. Femeilor, dacă le place, pot purta și ele. Depinde, dacă îți place stilul acesta mai bărbătesc așa. Deci Vans scrie pe ambele torți ale ochelarilor. Și da. Aceștia sunt ochelarii foarte frumoși, foarte eleganți. Și dacă o să vă întrebați de model, de ce modelul acesta sau de unde, ce e cu modelul acesta, de ce neapărat modelul acesta, e modelul lor emblematic. Adică așa cum Louis Vuitton are acel model cu floricelele acelea, așa cum Versace are torsada aceea grecească și celelalte elemente cu pauriu, cu învălătucirile acelea pe care florale, așa, pe care și printre ele scrie Versace, ei, și așa mai departe. La fel și firma aceasta Vans are acest model de, nu știu, de tablă de șah, nu știu cum vreți voi să-i spuneți, și acesta e modelul emblematic al firmei. Da. Și se repetă pe multe dintre obiectele lor, produse de ei, inclusiv încălțăminte, inclusiv, da, sport. Și, na, tricouri, în fine, toate nebunile. Foarte, foarte frumos, mie mi-a plăcut foarte mult. Singura chestie e că aș fi vrut să aibă un portochelar, cât de simplu, cât de minimalist, cât de, na, nu știu cum să spun, aș fi vrut să vină totuși cu port ochelarii aferenți. Dar, na, dacă nu a fost să fie, dacă așa, asta e. Nu știu ce să zic acum, n-avem ce face, n-avem ce zice. Așa au venit, așa, cu siguranță, așa au fost livrați, așa a fost gândită, nu știu. Da, nu mai contează, nu mai are importanță, dar într-adevăr mi-ar fi plăcut să vină cu un fel de portochelar, chiar dacă era o versiune din aceasta, nu știu cum să zic, așa, super minimalistă și ca un fel așa de mai mult de protecție decât de portochelari în sine, dacă știi. Da, mă rog. Da, oricum ochelarii sunt superbi și mă bucur, chiar mă bucur, formă bărbătească, fără doar și poate, uitați-vă și la
toarta ochelarilor, deci da, foarte, foarte frumos și îmi plac foarte mult și chiar sunt foarte mulțumită că i-am găsit și evident că i-am cumpărat. Eu, din fericire, când mai cumpăr ochelari, fie de pe Lensa, fie de pe site-uri din acestea, cum e Modivo, poate dacă nu întotdeauna folosesc portochelarii respectivi, eu păstrez portochelarii pentru că nu poți să știi niciodată când ai nevoie. Chiar nu poți ști. Tu poți să spui că n-ai să ai nevoie niciodată, că îi pui pe cap dacă te deranjează, că îi trântești în poșetă, dar s-ar putea totuși să ai nevoie măcar o dată și atunci eu mai păstrez. Și uite, am să folosesc acest portochelar foarte frumos. Când am cumpărat, cred că în vreo două rânduri am cumpărat ochelari Polarizon. Să sperăm că așa se pronunță, Polarizon. Și chiar sunt deosebiți portochelarii aceștia. În primul rând, negri, și eleganți, și portochelar și elegant și frumos și, cum să spun eu, deci ochelarii pe care am comandat tot așa au venit cu portochelarii aceștia, de aia spuneam că, da, în fine, foarte, foarte frumos și are deja, e preformat. Adică eu acum când apăs așa, n-am cum să apăs mai tare de atât decât dacă vreau să stric, pentru că e întăritură, e întărit bine. Și înăuntru, uite cum arată. Partea aceasta e foarte bine întărită, e foarte, foarte bine întărită și aici jos, nu știu dacă o să se vadă, eu am să încerc să țin așa și să mișc un pic, dar nu știu dacă o să se vadă. În fine, este ca un pod, ca o ridicătură așa, special făcută pentru partea aceasta care vine pe nas și se așează. Special ca ochelarii să stea acolo și să stea bine. Și e și cu închidere din aceasta cu capsă, chiar foarte, foarte, foarte elegant. Așa că am să folosesc acel port ochelari și da, totul e în regulă. Bun. Ce am mai cumpărat și am inclus în holul acesta așa de toate. Am mai cumpărat, am deschis deja, mă rog, ambalajul pentru că e foarte bine, uite să vă arăt, e foarte bine, era foarte bine prins cu buline din acestea, cu scotch în trei locuri și aici, și aici, dacă e și lipicios, și pe mijloc, încât am zis că nu stau să mă chinui în timpul filmării, da. Și hai să scot benzile și să vă arăt ce am cumpărat. Pentru modele pe unghii de la Essence, ce s-a gândit Essence? Hai să facă niște modele din acestea, dar nu sunt tăblițe sau altceva, ci un material, vă arăt imediat. Și uite, un material subțire din plastic, stencils, un fel de, da, un model, formă din aceea și tu dai cu o ojă pe deasupra. Și ți ies tot felul de nebunii, uite aici. Și acum hai să vă arăt cum arată efectiv acestea două sunt. Da, n-a costat mult, însă nu știu, sincer vă spun, nu știu dacă ele pot fi reutilizate. Adică s-ar putea să le folosești odată și la revedere, să nu ai cum să le refolosești. În fine, nu știu, am să văd. Am să văd și am să vă spun dacă pot. Oricum o să le încercăm în cadrul unui videoclip să vedem și noi cum arată și ce iese. Acum să pot așa să vă arăt un pic, să desfac așa un pic. Uite cum arată. Stai să îndrept așa spre cameră. Uite cum arată efectiv. Da, na, că am desprins-o. Uite cum arată, pui pe unghie și îți faci modelul și dedesubt îți arată cam care o să fie modelul de pe unghie. Deci foarte finuță, foarte subțirică, moale, flexibilă, de asta zic că nu știu în ce măsură, stai să lipesc aici, să nu rămână așa în gol, nu știu în ce măsură
pot fi reutilizate aceste modele, aceste ștanțe, așa, ca să le spun așa, nu știu în ce măsură pot fi reutilizate. Ar fi ceva să le poți utiliza măcar de câteva ori. Dar, nu știu, fiind așa fine, delicate, nu știu, o să vedem. De la Trend It Up, o firmă comercializată în DM, cu produse de machiaj, am zis să iau lacul acesta de unghii. E numărul 200, nu are o anumită denumire, nu știu, da. Și uite, foarte, foarte drăguță nuanța, o să vedem, o să o folosim, o să ne dăm pe unghii și vedem ce și cum. Cred că am să o folosesc nu ca să fac cu ea modele pe unghii, pentru că e pare destul de deschisă, deci ea va fi baza și dacă fac ceva, vreun model pe deasupra, va fi cu un alt lac de unghii. Vedem, poate chiar încercăm cu acestea două sau cu cu altă ojă, o să vedem că totul e să iasă ceva simpatic, de impact, nu neapărat hai să le folosim pe astea două, că le-am luat odată, nu, nici așa. Da, dar e foarte simpatică, întotdeauna mi-au plăcut lacurile de unghii de genul acesta și când am văzut culoarea, când am văzut așa, am zis vreau și eu. Și e noutate, ca să zic așa, e noutate, e abia ieșit pe piață. Ca și acestea, benzile acestea cu modele de la Essence. Și o altă noutate, de data aceasta de la Rimmel, mi-am cumpărat un ruj de la Rimmel, rujul este 140 Rose Records și uite așa arată, deci din gama aceasta de rujuri, 140 Rose Records, aceasta e culoarea. Și uite cum foarte elegant, cu capacul acesta un pic pe diagonal, așa, oblic și mov, frumos, frumos și în interiorul argintiu. Și acesta e rujul, foarte, foarte drăguț. Hai să facem și un swatch, oricum o să ne dăm foarte, uite, foarte frumos și foarte cremos și opac. E și parfumat, plăcut parfumat. Da, îmi place. E o culoare frumoasă și e pentru vară, pentru acum. Iarăși, o lansare de anul acesta, acum, în vară. Foarte, foarte frumos și o să facem machiaje și ne rujăm și vedem ce și cum. Iubițelelor! Da, cred că asta e pentru ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut haul-ul. E cu de toate așa, dar e amuzant să vezi și una și alta, nu neapărat un singur lucru, dar mă rog, în fine. Așa, iubițelelor, eu vă sărut și până data viitoare, până mâine, vă zic pa, pa!